Dar cred că dacă una dintre echipe va reuși să obțină 6 puncte din această dublă confruntare, atunci ia o opțiune mai mult decât serioasă pentru câștigarea campionatului. S-ar desprinde teoretic la 10 puncte de Petrolul, cealaltă candidată la titlu, văzută de ambele formații care se întâlnesc în această seară. Parcursul primei reprize, cea în care a evoluat acum, o pasă foarte bună pentru Pantelis Capetanos. Capetanos, să vedem ce face grecul, nu are viteză la această fază, trage Capetanos, dar... Prima ocazie a Stelei, iată, în minutul 5, Pantelis Capetanos se descurcă excelent în duel cu Mureșan, trage la colțul lung, însă mingea ciupește stâlpul din stânga porții Coman și se duce în afara terenului. Stă rău aici Andrei Mureșan în teren, îi dă centrul lui Pantelis Capetanos, se eliberează pe dreptul și poate șuta la colțul lung. O greșeală făcută de fundașul central al Astrei, care o putea costa pe Astra în acest minut 5. Doar Steaua face asta de foarte multă vreme, de cel puțin un sezon și jumătate. Repune repede din margine aici. Este o fază la care Steaua cere penalti, însă este o lovitură liberă pentru Astra. Probleme acolo cu Junior Morai și Nicușor Stanciu. Stanciu vede și cartonașul galben pentru o simulare din acest punct. Nu se vede, probabil e împins ușor de Junior Moraes, însă nu cred, n-are cum să se dea penalti la un astfel de contact. Parcă s-a curentat acolo Stanciu, parcă a avut curent în el Junior Moraes prea ușor. Valici de echipă națională, Tănase și Mățel, interesantă această acțiune care aduce mingea în flancul stâng la William de Amorim, întâmpinat acolo de Prepeliță. William de Amorim are mingea pe dreptul, trage, scoate Tătărușanu în lateral, iată și replica Astrei venită în minutul 13. Continuă atacul giurgiuvenilor, va fi însă doar repunere din 6 metri. Foarte periculos William de Amorim în duelurile de aici din flanc cu Andrei Prepeliță. Da, în două rânduri depășit Prepeliță, noi revedem fuleul lui Carinio, da, se descurcă foarte bine pe spații largi acest jucător, are o viteză de deplasare foarte bună. De altfel, ce am observat în acest debut de meci, Steaua care încearcă să joace foarte repede cu mingi lungi în spatele fundașilor centrale ai Astrei. Gardoș, din nou minge lungă a lui Gardoș, îl caută pe Adi Popa, Junior Moraes greșește, Popa, gol Steaua, minutul 15, o greșeală incredibilă a lui Junior Moraes, duce la deschiderea scorului. Adi Popa s-a furișat în spatele fundașului stânga al Astrei și Steaua reușește să deschidă scorul. Al doilea gol consecutiv pentru Adi Popa, al cincilea gol în total. Revedem pasa lungă a lui Gardoș, o pasă foarte bună și iată ce înseamnă un moment de neatenție. E clar că Junior Moraes nu s-a informat dacă are sau nu adversar în spate, pentru că dacă ar fi făcut-o, n-ar fi încercat acea preluare către propria poartă. Adi Popa urmărește foarte bine și rezolvă cu calm această fază, face preluare cu dreptul, iar apoi îl depășește cu piciorul stâng pe Dani Coman. 1-0 pentru Steaua la capătul primului sfert de oră, cu adevărat o partidă bună în această seară. Au fost două ocazii, câte una la fiecare poartă și iată acum vine și golul de 1-0. Răduiește să aibă o posesie elaborată, Popa, o pasă interesantă pentru Pintilii, centrală lui Pintilii, Capetanos scoate pentru Tănase! Peste poarta lui Dani Coman, s-a dus cu pași mari la minge Cristi Tănase, de aceea nu a reușit să-și ajusteze șutul. Iată-l cum se duce cu pași mari și trage, mă rog, nu... Cam ca un săritor în lungime. Grecul, centrarea lui Bourceanu, apare Luca Sucala, un jucător al Astrei căzut în interiorul suprafeței de joc. Andrei Mureșan sare la Pantelis Capetanos. Nu, Laban a fost, dar n-am înțeles de ce. Laban l-a împins pe Capetanos, dar apoi Andrei Mureșan, care se văita de mama focului căzut pe jos, a ridicat la rândul său ca un arc.
Da, și-a dat seama că de fapt nu are nimic fundașul central al Astrei. Rămâne totuși de neînțeles reacția franco-cipriotului Vincent Lavant. Capetanos, e adevărat, probabil îi reproșea lui Mureșan că stă prea mult pe jos. Și cred că amândoi vor vedea galben. Da, și Mureșan vede cartonașul galben. Oh, Capetanos îl lovește aici pe Mureșan. Victorul liberă, bătă repede de Amorim pentru Iazalde, faultat din spate, da, de Lucas Sucala. Va fi lovitură liberă pentru Astra Giurgiu. Nemulțumiți steliști, însă nu știu la ce protestează Gardoș. Da, un fault clar, îi pune piedică Sucala lui Iazalde. Îl calcă odată aici și îl împiedică și a doua oară să continue această fază. Probleme acum la partea lui Tătărușanu. Va executa Budescu. Budescu este omul cu cele mai multe goluri marcate în lotul Astrei, numai puțin de 9 în acest sezon, undeva în jur de 25, iată, 27 de metri în distanța exactă până la poarta lui Tătărușanu. Un zid din 5 jucători cerut de Tătărușanu, bate Budescu, însă nu reușește să ridice mingea și apoi plonjează pentru siguranță Tătărușanu. O fază pe care Astra nu știe cum să o gestioneze. Respinge Găman, de Amorim prelungește Iaia. Iar acum Karim i-o da viteză mai bună a lui Iazalde. Șut din unghi și doar out de poartă. Ce bine l-a dus și Gardoș spre exterior pe Iazalde. A ținut aproape de atacantul Astrei. A avut un moment în care a pus mâna Gardoș și l-a mai oprit pe Iazalde. Aici nu se vede foarte clar. Apoi Iazalde își face mingea mult în exterior. Greu să-l bați totuși pe Tătărușanu din acea poziție. O nouă contră a Astrei. Mureșan nu a reacționat cine știe cum. Acum un șut al lui Moraiș peste poartă. Și nu i-am văzut nici pe coechipierii lui Mureșan să reacționeze. Poate doar la ban să fi văzut. Da, de-aia a și venit așa repede. A dat două galbene Tudor pentru acea fază. Întreb pentru ce sau ce a văzut Alexandru Tudor. Este într-o zonă foarte bună, are poziție de șut, însă trage direct pe direcția lui Tătărușanu. 5 minute și jumătate până la pauză. Decide până acum soarta celor 3 puncte golul marcat de Adi Popa în minutul 16 după eroarea lui Junior Moraiș. Da, una dintre schemele clasice, să spunem. A plecat la Tovlevici. Vine pasa lui Bourceanu, poziție regulamentară la Tovlevici, ratează preluarea. Aceste două faze, încă o dată mingea lui Bourceanu pentru la Tovlevici la această poartă, atunci când temperatura era foarte, foarte plăcută, era undeva în jur de 30 de grade, la Tovlevici marcat dintr-o asemenea situație. În fel lucru, jucătorii lui Reghe, cam Stanciu, deposedat ușor de Vincent Laban, care îi trimite lui Budescu. Budescu, într-o poziție bună, îl are în stânga pe William de Amorim, trage Budescu, gol! 1-1, Budescu ia această acțiune pe cont propriu și restabilește egalitatea în minutul 50. Prea mult spațiu i-au dat steliștii lui Constantin Budescu la 10-lea gol pe care îl marchează în acest sezon. Calitate deosebită la Budescu și s-a întâmplat ceea ce spuneam în prima repriză. Jucătorii Astrei nu prea coboară după oamenii lor. Îl vedem aici pe Budescu rămas într-un no man's land acolo, în spatele lui Bourceanu și al lui Pintili. Se duce cu minge pe fundaș și central, iese târziu Sucala la blocaj, deși Bourceanu i-a făcut semn să iasă mai repede. Budescu însă nu iartă de la 20 de metri cu piciorul stâng. Trebuie să remarcăm și acest aspect și este 1-1 din minutul 50 al acestei partide. Foarte frumoasă această acțiune a lui Budescu, șutul excelent plasat în stânga lui Tătărușanu, nicio șansă pentru golkeeperul Stelei și al echipei naționale. Un rezultat care evident îi convine de minune Astrei, decât e rândul Astrei să se apere cu toată echipa. Vine centrarea lui Bourceanu, Capetanos reia acolo, însă o face mult
în afara cadrului porții. Venise și Gardoș în spatele său, pregătit să reia din vole și cred că dădea bine Gardoș. Îi venea mai bine, da, îi venea mai bine acea minge. Centrarea lui la Tovlevici. Cele din urmă greșește Căman și parada lui Dani Coman. Fantastică ocazia Stelei. Prepeliță s-a trântit pur și simplu pe gazon în momentul în care a văzut că mingea se duce în afara terenului. Ce eroare a făcut Găman în fața lui Pantelis Capetanos. Capetanos, cel care marca împotriva Astrei în ceea ce era ultimul meci al lui Ilie Dumitrescu pe banca Stelei. A fost un 1-1 în Ghencea. Astra era Tibor Selimeș. Să vedem această acțiune a Stelei. Pare promițătoare. Steaua aproape de golul de 2-1. Șutul cu stângul expediat de Alex Kipciu. Destul de mult totuși pe lângă poarta lui Dani Coman. Am avut impresia că i-a rămas mingea puțin în spate lui Kipciu. A dat rău, într-adevăr, șeftarul Stelei. Nu a lovit-o cu interiorul, așa cum vroia, mai degrabă cu ristul. Cu centrare în careul lui Dani Coman. Centrează capitanul Stelei! Gol! Gol marcat de Gardoș! Minutul 75, din nou fază fixă. Steaua, din nou un avantaj. Perfectă centrarea lui Găurceanu. Marcajul lipsea. Probabil va explica la conferința de presă Daniel Isăilă cam cum trebuia să se apere Astra la această fază. 2-1 pentru Steaua din 6 metri. Iată, vine Gardoș nemarcat și îl învinge pe Dani Coman. Da, Karim Ioda, care nu face aici faza de apărare foarte bine, îl scapă pe Gardoș. Iată-l pe Ioda cum stă și se uită la fundașul Stelei. Este 2-1 pentru Steaua. Vitalitate bună pentru șeptarul Stelei, trimite lui Adi Popa. Popa caută să-l depășească pe Morai. Centrează Popa, Piovacari! Gol! 3-1, minutul 82. Steaua se desprinde decisiv în această partidă. Echipa mai matură, câtă liniște pentru Federico Piovacari, care mai întâi a preluat centrarea lui Adi Popa, apoi a înscris cu mult calm în poarta lui Dani Coman. 3-1 Steaua Astra Giurgiu. Din minutul 82, nici că se putea moment mai bun pentru Federico Piovacari să renoade șirul golurilor. Nu este offside la această fază. Piovacari face preluare, aici oprește mingea pentru ca apoi să-l execute ușor pe Dani Coman. 3-1 pentru Steaua. Îndrăznesc să spun că se vede că Steaua este echipa mai matură, echipa cu mai multă experiență. A luat un gol, e adevărat, repede în repriza secundă, în doar minutul al 5-lea, însă ușor, ușor a crescut presiunea, a crescut nivelul jocului. Da, paradoxal, golul marcat de Budescu a însemnat și începutul sfârșitului pentru Astra. Morais, să vedem, această fază nu este de Amorim acolo, cel care l-a călcat pe Adi Popa. Să vedem ce s-a întâmplat. De Amorim în duel cu Pintilic cade. Popa dă acolo. Popa exagerează la un nivel rușinos. A dat și el, a și luat. Dar, mă rog, e o lovitură în apărătoare. A dat și în minge William De Amorim. Să vedem decizia luată de Alexandru Tudor. Dacă implicat în niciun fel, galben pentru Popa, galben și pentru William De Amorim și galben pentru Pintilic, care a picat la mijloc. El practic aici nu face un... Ăsta nu e fault de galben la Pintilic. A încercat apoi să-l protejeze pe William De Amorim, l-a scos de acolo, mă rog. A picat la mijloc. Eu însă doar până la Marian Cristescu, din nou Mățel, o minge spre Iazal, de faultat, Mățel de Pintili, care ia al doilea galben și e eliminat. Asta ca să fie totul sigur. Chiar că ia vacanță acum la Pintili. O galbene și eliminat și degeaba s-a grăbit Astra. Putea să se oprească și Pintili aici.
Da, el s-a întors exact în momentul contactului. Treacă pe lângă Varela și faultează de Amorim aici. Ar putea să vadă și el al doilea galben. Și, da, este eliminat și William de Amorim. Multe. Câte două roșii. Spuneam ceva mai devreme că va începe să apeleze și la cartonașul roșu. Alexandru Tudor, foarte multe galbene. 5 jucători ai Stelei care au luat galben. Pintili a luat chiar două galbene. De partea cealaltă, la Astra, tot 5 jucători. De Amorim, vede și el. Așa însă, Astra s-a prăbușit, a luat două goluri pe final. Minutul 75, golul marcat de Gardos. 7 minute mai târziu a înscris Pio Vacari. 3-1 pentru Steaua.